Iată o emisiune internațională la noi, de sprijin pentru salvarea de victime omenești în urma unui accident. Cât de greu, cât de ușor a fost? Deci am intervenit în sprijin la un accident cu victime multiple, în sprijinul ecologilor maghiari pe autostrada A1 care intră în țară la Nădlac. Am intervenit cu două autospeciale pentru victime multiple de la colegii de la ISU Timiș, două autospeciale SMURD tip C1 și tip C2, două autospeciale SMURD tip B2 și am participat pentru acordarea ajutorului medical de urgență celor 12 victime. Din păcate, accidentul s-a soldat și cu 4 decedați. În cât timp ați ajuns la locul accidentului? Am ajuns în timp oportun la locul intervenției. Am avut tot sprijinul din partea colegilor de la Poliția de Frontieră și intervenția a decurs fără probleme. Ați fost solicitați de partea maghiară sau există un protocol? Există un protocol de colaborare între județul Ciongrad și județul Timiș, noi intervenind în sprijinul colegilor de la ISU Timiș. Numele dumneavoastră? Sunt locotenent colonel Gârbău Cristian, împuternicit inspector șef la ISU Oran. Ok. Merge. S-a activat planul roșu de intervenție în județele Arad și Timiș și am intervenit în sprijin în Ungaria, la granița cu Ungaria, la 2 km. Au fost mobilizate 9 mașini de intervenție, 2 de victime multiple, 2 de terapie intensivă mobilă SMURD, încă 2 mașini SMURD și 3 de la SAJ. Ca număr de personal am intervenit cu 21 de persoane, dintre care 6 medici, 5 asistenți, 8 paramedici și 2 șoferi de la ambulanță. Numărul total de persoane implicate în accident au fost 39. În urma evaluării comune efectuate de partea maghiară și română, au fost transportate la spitalele din Ungaria 12 victime, dintre care 2 în stare gravă. În urma accidentului au fost 4 decedați. Ce naționalitate sunt? Naționalitate, am înțeles, bulgară, dar și română, și la spital vor fi reevaluați ca naționalitate și se va lua legătura cu consulatul României pentru a fi trimiși în România. Decedați erau din microbuze? Nu știu exact. Poliția va evalua acest lucru. Există un protocol de colaborare?